presa germană a nimicit Planul Național de Redresare și Reziliență a României și a atras atenția asupra faptului că cei de la Comisia Europeană ar putea chiar respinge planul prezentat de guvernul PNL-USR dacă nu vor fi oferite răspunsuri clare la remarcile efectivului european. Jurnaliștii germani relatează că la Bruxelles se spune că planul predat avea deficite semnificative, inclusiv lipsa informațiilor privind costurile și cheltuielile. Atât de mari erau lacunele, atât de mare era nevoia Comisiei de a primi informații concrete, încât guvernul român a trebuit să solicite oficial Comisiei Uniunii Europene prelungirea termenului de evaluare până la sfârșitul lunii septembrie. Cele 29,2 miliarde de euro alocate României în baza unei formule nu sunt ai guvernanților să dispună de ei după bunul lor plac. Sunt sume care trebuie să ajungă la români pentru că acest împrumut trebuie plătit de cetățeni.